Ați declarat ieri că veți avea discuții la București pe proiecte energetice și de infrastructură. Despre ce proiecte e vorba mai exact? În primul rând este vorba de proiectul care vizează interconectarea rețelelor de gaze naturale între Republica Moldova și România și, sigur, interconectarea rețelelor energetice. Despre aceste două proiecte s-a mai vorbit și în trecut. Care e stadiul real al acestor proiecte? Uite, aici avem o mare diferență. Înainte, dacă s-a vorbit, acum se muncește. Deci, proiectul este finalizat, urmează să trecem la faza de implementare. În acest sens am identificat și sursele de finanțare. Vom avea coparticipare din partea Comisiei Europene și în cadrul acordului de ajutor din partea României pentru Republica Moldova, pentru care suntem recunoscători, vom solicita și cofinanțare din partea României. În acest sens, am pornit procedura de amendare a acordului de ajutor financiar, atât la București cât și la Chișinău, guvernele au aprobat în acest sens deciziile necesare, urmează Parlamentul să le ratifice. Vreau să continui, dacă îmi permiteți. Acestea nu sunt doar proiecte care vizează domeniul energetic. Acestea sunt proiecte vitale pentru Republica Moldova. Și disponibilitatea României în acest sens este una care către care, de fapt, nu trebuie să luăm doar cuvinte de recunoștință. Explic de ce. Dependența de o singură sursă, la capitolul furnizare gaze naturale, și o dependență, în cea mai mare parte, iarăși de o sursă la nivel de furnizare energie electrice, creează grave probleme, inclusiv la capitolul securitate energetică a țării. De aceea, obiectivul este unul foarte clar. Urmează să ne mișcăm cu viteza cu care ne mișcăm la ora actuală pentru a fi finalizat. Noi ne propunem mijlocul anului 2013 aceste proiecte să fie operaționale. Cel puțin cel care vizează interconectarea rețelelor de gaze naturale. Recent a avut loc o discuție cu Ucraina privind cuplarea ei la viitorul interconector Agri, cel care va aduce gaze naturale din Azerbaijan via Georgia în România. Există posibilitatea ca și Republica Moldova să fie legată la acest interconector? Este un proiect asupra căruia am avut discuții mai multe în timp. Va fi o discuție punctuală și astăzi în cadrul întâlnirii pe care o voi avea cu președintele României, domnul Traian Băsescu. Avem o idee în acest sens, este prematur să o enunț, dar sigur Moldova are interes strategic în acest proiect. Discuții în acest sens am avut și cu premierul ungar, domnul Orban, și cu președintele Georgiei, domnul Saakashvili, și cu președintele Ucrainei, domnul Ianukovici, urmează și președintele Azerbaijanului, domnul Aliyev, să avem discuții în acest sens în cadrul summitului parteneriatului estic din Varșovia. Concluzionând, este un proiect foarte interesant pentru Republica Moldova, urmează să identificăm posibilitățile de coparticipare. Revenind la cele două proiecte pe care le-ați enunțat anterior, despre care vorbeați că ați identificat chiar finanțare de la Comisia Europeană, care este valoarea celor două proiecte de interconectare energetică și cum va fi împărțită această finanțare? Deci, depinde cum privim lucrurile. Acest proiect va cunoaște etape. Prima etapă vizează interconectarea propriu-zis, ulterior urmează a fi dezvoltat. De aceea o cifră nu o să reușesc să vă enunț ca fiind una finală, doar că, cum spuneam, finanțarea va fi din partea Comisiei parțial, din partea Guvernului Republicii Moldova parțial și din partea României în cadrul acelui ajutor care este acordat Republicii Moldova. Dar ca ordin de mărime, vorbim de ordinul milioanelor de euro sau zecilor de milioane? Sigur, vorbim de ordinul milioanelor. În primă instanță, dacă ne referim la interconectarea rețelelor de gaze naturale, este vorba de o sumă de circa 20 de milioane de euro.